Acum că am setat contul de Analytics și am pus site-ul pe care vrem să-l monitorizeze și am legat contul de Analytics cu site-ul nostru, fie pe WordPress, fie Magento, fie PrestaShop, fie alte platforme, a sosit timpul să facem primii pași în Analytics. Prima oară vrem să vedem ce este această platformă și cum arată interfața acestei platforme. Avem în partea stângă sus numele site-ului nostru și numele contului și în partea stângă avem pagina principală, personalizare, rapoarte în timp real, public, achiziție, comportament, conversii, descoperiri și administrator. O să luăm pe fiecare în parte pentru a înțelege exact cum putem seta corect contul de Analytics. Să ne uităm pe pagina principală și aici Google Analytics ne va arăta practic un sumar a ceea ce se pretrece pe site-ul nostru. Vedem că am avut un număr de vizitori de 187, sesiuni 227, adică de câte ori au intrat oamenii pe site, aici sunt utilizatori unici, rata de respingere de câte ori oamenii au intrat pe site și nu au făcut o acțiune sau nu au mers pe altă pagină, 52%, deci rata de respingere destul de bună, rata sesiunii cât timp stau în medie oamenii pe site, vedem aici un raport vizual pe fiecare zi în parte, cum obțin utilizatorii, vedem aici sursele, fie prin organic, fie direct, fie social, vedem aici cum sunt colorate, fie prin altele, cum ar fi referalii și așa mai departe. Vedem fiecare pe zile și putem practic să monitorizăm, fie pe sursă, dacă dăm pe source medium, vedem Google direct, adică bagă direct numele site-ului în bara de Google, de browser, în bara browserului, fie prin referalii și alte elemente. Care sunt tendințele? Vedem care sunt utilizatori activi, lunar și săptămânal. Pe lângă asta vedem toți utilizatorii, câți au fost pe zile și când accesează site-ul, la ce ore, foarte, foarte important să știm la ce ore. Vedem de la 8 a.m. până la 10 p.m. Este accesat site-ul meu. Din ce țară este accesat site-ul meu? De pe ce device? Vedem că de pe România foarte mulți, de ce este un site pe România. De pe ce device-uri, fie de pe computere, mobile și tablete. Aici vedem exact, mi arată câte sunt pe computere, câte pe mobile, câte pe tablete. Pe lângă asta, ce pagini vizitează oamenii noștri? Dormitoare Timișoara, patru noi Timișoara, canapele, canapele, învelos, fageri și așa mai departe. Pe lângă asta, că vom da în timp real, dacă avem instalat codul de tracking în timp real, vedem câți oameni sunt în timp real pe site-ul meu. În acest moment sunt 0 oameni pe site-ul meu, locații și mai departe. Pe lângă asta, la pagina principală, putem să facem așa o idee în general cum arată activitatea noastră pe site-ul nostru, de fapt activitatea oamenilor pe site-ul nostru și putem practic să ne dăm seama unde ar trebui să mai lucrăm. Apoi avem tabul de personalizare în care putem personaliza tabloul de bord să vedem să le personalizăm după cum vrem noi. Dacă vom da pe creare raport, vom crea un tablou de bord standard, de exemplu, tablou de bord standard și dăm creare tablou de bord. Adică se ne va crea tablou de bord și ce putem adăuga diferite elemente și putem vedea diferite elemente de pe ce browser, de pe sesiunile, putem să le modificăm utilizatorii noi, utilizatorii vechi, durata medie de unei sesiuni, bounce rate-ul, rata de respingere, obiective și venit, dacă avem să vedem obiectivele și veniturile. Pe lângă asta putem vedea alte elemente importante, cum ar fi rapoartele personalizate, dacă dăm click pe ele, vedem conversion rate split by browser and device, sau high traffic, low traffic, aici putem să creăm rapoarte personalizate. Dacă dăm click pe comenzi rapide, vom vedea dacă vom avea comenzi rapide, avem site de e-commerce, putem vedea comenzile rapide și alerte personalizate, putem seta alerte în caz că o persoană face o acțiune pe care ne dorim pe site-ul nostru. Pe lângă asta, avem tabul de public despre care vom vorbi în video următor.